Meciul Chindiei cu Argeșul Mihai Lei stârnește un interes foarte ridicat în rândul suporterilor târgovișteni. Prima reprezentație elevilor lui Costel Pană ar putea aduce 2-3 mii de oameni în tribunele stadionului Eugen Popescu proaspăt reabilitat. Până și copiii de la stadion au adoptat cu bucurie noua echipă a orașului. Doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu Andrei Zaru, un copil al stadionului care și petrece foarte multă vreme aici, cunoscut de cei de la stadion sub numele de Fufe. Fufe, ce părere ai tu despre ceea ce se întâmplă aici la stadion? Sunt lucruri bune și să vedem ce o mai fi mai departe. Ai încredere în noua echipă de la Târgoviște? Am încredere, să vedem ce rezultate avem. Din jucătorii pe care ai văzut-o aici, care ți s-au părut cei mai valoroși? Cei mai valoroși a fost Dragoș, Ciolcă și Pătru. Spune-mi despre antrenorul, pe Costel Pană îl știi? Cum să nu știu. Și cum te înțelegi cu el? Bine așa. Ce-ți dorești tu de la noua echipă? Ce vrei tu să se întâmple aici la Târgoviște cu fotbalul? Să promovăm în divizia B și chiar na, să promovăm. Asta înseamnă că trebuie să jucăm în divizia C în prima fază. Da, așa este, în divizia C și de la anul să vedem ce-o fi. Echipa asta e mai bună decât CSM-ul vechi, decât FCM-ul? Nu știu, așa, oricum, decât CSM este mai bună pentru că sunt jucători mai buni. Anul ăsta cine crezi că o să... Cum crezi că o să meargă FCM-ul? Crezi că o să tragă la promovare și anul ăsta? Nu cred, că au plecat mulți jucători buni. Celelalte două meciuri ale zilei în Liga a treia sunt Chimia Brăz, Electrosid, Titu și FCM CS Balotești. Toate partidele încep la ora 17.